Bun găsit, prieteni! De multe ori s-a întâmplat să întâlniți pe stradă un grup de două, trei persoane care stăteau la un colț având un stand cu niște reviste. I-ați băgat în seamă câteodată, câteodată nu. Cei ce v-ați uitat cu atenție pe aceste reviste scria Martorii lui Iehova. Vi s-a întâmplat altora ca tot unele persoane să vă bată la poartă sau la ușa apartamentului să discute cu dumneavoastră. Unii ați deschis, alții nu ați deschis. În această zi ne aflăm la Sala Regatului din Vladimirescu, unde în urma discuției pe care o vom avea cu domnul Marius Ispas, un fel de ofițer de presă de la Departamentul de Comunicare la nivel național al Martorilor lui Iehova, vă veți dumiri ce sunt, cine sunt, sunt o sectă, sunt un cult religios, cum s-au născut, ce vor de fapt acești martori al lui Iehova. Bine ai venit în emisiunea noastră, Marius! Sper că oamenii o să înțeleagă în urma acestor câteva zeci de minute de discuție cine sunteți cu adevărat, pentru că sunt foarte multe mituri despre voi, despre activitatea voastră. Practic, care este istoricul vostru? Cine sunteți? În primul rând, bună, Bruno! Bună ziua și celor care vor urmări discuția pe care o purtăm acum. Mulțumesc mult pentru această ocazie de a putea vorbi despre noi puțin. Cine suntem? Înainte de a vorbi despre ceea ce ne reprezintă în calitate de membri unei religii internaționale, aș vrea să spun că suntem oameni simpli, oameni obișnuiți, ca oricare alții. Oameni cu aceleași preocupări, aceleași nevoi și care pot fi, eu știu, semenii oricui. Pot fi colegul de muncă, colegul de școală, poate fi persoana care vinde în magazin, poate fi medicul la care mergi pentru consultație, arhitectul care îți proiectează casa și așa mai departe. Întâmplarea face că în peste 240 de țări și teritorii, practic toate țările Pământului. Toate țările Pământului, exact, da. Există în prezent în jur de 8,8 milioane de martori ai lui Iehova. Deci suntem oameni care am ajuns să fim uniți pe baza faptului că am studiat Biblia, fiecare dintre noi la nivel personal, cu ajutorul cuiva, am ajuns să înțelegem și să acceptăm anumite lucruri, să avem aceleași convingeri pe care noi le considerăm corecte, întemeiate. Să luăm simplu, denumirea Martorii lui Iehova. De ce Martorii lui Iehova? Da. La început, când istoria modernă a martorilor lui Iehova a început la sfârșitul secolului XIX în Statele Unite, atunci au fost formate câteva grupuri de studiere a Bibliei. Au fost un grup de persoane care n-a mai fost mulțumit de explicațiile pe care le-au găsit în religiile tradiționale cu privire la anumite doctrine. De exemplu, cu privire la existența iadului, la nemurirea sufletului și altele asemenea lor. Au început să studieze Biblia și au notat toate referințele biblice care aveau legătură cu subiectul respectiv. După aceea s-au întrebat care explicație le satisface pe toate. Când au ajuns la o explicație care lor li s-a părut logică în acel moment, au trecut-o în scris și au transmis-o mai departe. Pentru că aceasta era o metodă inedită de studiere a Bibliei, la început și-au spus studenții în Biblie sau studenții Bibliei. Și așa a fost și înființată prima persoană juridică, Asociația Internațională a Studenților Bibliei. Și practic voi ați recreat Biblia? Nu. Nu. La un moment dat s-a observat că anumite doctrine fundamentale nu par să aibă un fundament biblic. De exemplu, Charles Taze Russell, cel care a inițiat acest obicei de a studia Biblia, aceste grupuri de studiere a Bibliei, după ce și-a pierdut mai mulți membri ai familiei în moarte, s-a întrebat ce se întâmplă cu ei.
unde se duc. Faptul că singura explicație pe care a primit-o a fost că probabil sunt undeva în iad sau poate că s-au dus în rai, nu l-a satisfăcut. Atunci el a început să studieze Biblia cu atenție, cu ajutorul altor oameni, bărbați și femei, și au încercat să găsească o explicație care să satisfacă ceea ce spune Biblia în realitate. Așadar, în ce ne privește, noi considerăm că am restabilit creștinismul primar, originar, cel din secolul I. Nu am înființat o religie nouă, nu suntem decât o religie creștină, nu ne-am desprins din creștinism, dar considerăm, cel puțin așa credem noi, că am restabilit învățăturile originale ale lui Hristos așa cum sunt consemnate în Scriptură. Deci, practic, voi ați, asta e Biblia voastră, ați rescris această Biblie după adevărul istoric, consideri? Nu, Biblia aceasta, traducerea Lumii Noi, a apărut în limba engleză în anul 1950. Au fost scripturile grecești creștine, apoi 10 ani mai târziu și scripturile ebraice. Ele au fost traduse într-adevăr de un comitet de traducere organizat de Martorii lui Jehova, direct din limbile originale, din ebraică și greacă, pe baza textelor care erau disponibile atunci. Dar până atunci, studenții Bibliei și apoi Martorii lui Jehova, cum ne-am numit, din 1931, au folosit o mulțime de traduceri ale Bibliei, așa cum erau disponibile la vremea respectivă în fiecare țară. Chiar au fost achiziționate drepturi de tipărire, de distribuire sau chiar plăci originale ale unor traduceri foarte cunoscute, de exemplu traducerea regele Iacob, King James, American Standard Version sau Emphatic Diaglot, traduceri foarte apreciate la nivel global pentru exactitatea lor și pe care martorii le-au folosit la început și le folosim și acum, de exemplu chiar pe telefon. Pe care le folosiți doar voi? Ca să înțeleg mai bine. Nu. Ce o diferențează, de fapt, de celelalte culte religioase? Aici aș vrea să ajung. Da. Un aspect principal, dar care nu e neapărat o diferență față de toate celelalte culte. Pentru că atunci când au apărut cultele protestante, unul dintre principii a fost sola Biblia. Adică tot ce crede un creștin, tot ce face, ar trebui să se bazeze exclusiv pe cuvântul lui Dumnezeu. Studenții în Biblie au pornit și ei de la această idee. Biblia e cuvântul lui Dumnezeu. Orice altceva, fie că e o publicație scrisă de oameni ai bisericii, să zicem, sau erudiți, care nu e în armonie cu scripturile, nu poate fi acceptată drept adevăr religios. Și atunci a început această muncă titanică, putem spune, care a durat zeci de ani, perioada în care încetul cu încetul au fost înțelese, spunem noi, în mod corect, pe baza Bibliei, o mulțime de doctrine pe care în trecut le înțelegeam diferit. De exemplu, la început studenții Bibliei foloseau crucea și pe publicații apărea crucea. Mulți aveau niște insigne cu crucea. Sau la început țineam Crăciunul, sărbătoream și Paștele. Apoi, pe măsură ce s-a studiat Biblia, dar și izvoare istorice care confirmau cum au practicat creștinii din primele secole această închinare a lor, au fost făcute schimbările care au fost considerate necesare cu privire la, sau pe baza Bibliei. Nu aș vrea să intru prea mult în aspecte de doctrină, dar cam așa s-a procedat. Și așa se procedează și în prezent. De exemplu, la întrunirile noastre săptămânale, cele care se țin în cursul săptămânii, dar și cele de la sfârșitul săptămânii, în toată lumea există același program de studiere a Bibliei. Există anumite subiecte, anumite materiale pe care le dezbatem împreună, unele prin întrebări și răspunsuri, iar auditoriul este încurajat să gândească și să se exprime pe baza Bibliei. Noi nu vrem să promovăm o doctrină a unui cult nou apărut, ci dorim din toată inima să înțelegem corect scripturile și să-i ajutăm și pe alții să o facă la fel. Mulți oameni care nu vă cunosc vă consideră o sectă.
Sunteți o sectă sau un cult religios, de fapt? Ce vă diferențiază de o sectă dacă nu sunteți o sectă? Da, e foarte interesant, e bună întrebare, mă bucur că ai pus-o. Înainte de a vorbi puțin despre sensul academic al termenului sectă și sensul peiorativ pe care l-a dobândit la sfârșitul secolului XIX, aș dori să menționez un citat pe care l-am găsit recent și care îmi place foarte mult. L-am auzit uneori chiar și de comentatorii care vorbesc despre democrație, acest citat. Îi aparține unui istoriograf englez, o femeie, care în 1906 a scris o carte intitulată Prietenii lui... numai puțin, că mi-am notat... Te-aș ajuta, dar acum a fost o prima dată. Da, și fiind și pentru mine poate, primul interviu... Poate nu are prea mare importanță exact cum s-a numit, dar ai povestit de faptul că sunteți în 240 de țări. Care este relația voastră aici, în România, relația voastră cu până găsești cu statul, da, cu celelalte culte? Și care e relația... Să zic, colegilor din celelalte țări, dacă au vreo problemă în vreo țară, dacă există interdicție de funcționare, dacă îmi poți spune ceva despre asta. Poziția creștinilor față de stat a fost definită foarte clar și de Iisus Hristos printr-o declarație celebră. Dați-i cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Aceasta a fost detaliată ulterior de Apostolul Pavel în scrisoarea către Romani, care a arătat ce înseamnă să-i dai cezarului ceea ce îi aparține. Și el a explicat acolo că aceste autorități superioare, cum le-a numit el, sunt permise de Dumnezeu. Prin urmare, creștinul trebuie să li se supună, pentru că dacă li s-ar împotrivi, în realitate ei s-ar împotrivi lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel a spus... Nu trebuie să te temi de autoritățile superioare atâta timp cât faci binele. Dar dacă faci răul, teme-te, pentru că nu degeaba poartă sabia. Prin urmare, el a spus, în calitatea de creștin, dă-le tuturor ceea ce pretind, ceea ce li se cuvine. Cer onoare, dați-le onoare. Cer tribut, dați-le tribut. În prezent, de exemplu, dacă autoritățile pretind plata unor taxe și impozite, creștinul trebuie să fie... unul dintre cei din tâi care își plătește taxele și impozitele. Deci respectați instituțiile categoric, și conducătorii statului. Categoric. Niciun martor al lui Jehova nu va protesta împotriva autorităților statului, chiar dacă poate anumite, eu știu, legi nu le sunt favorabile. Niciodată nu vor participa la revoluții, la, eu știu, tot felul de mișcări sociale îndreptate împotriva statului, nici măcar la nivel individual, un martor al lui Jehova nu trebuie să-și permită să vorbească într-un mod lipsit de respect la adresa statului în sine, a instituțiilor și a reprezentanților acestuia. Deci, practic, cultul vostru, cultul religios, este pe aceeași poziție cu celelalte culturi religioase în România. Da, categoric. Nu este nicio diferențiere. Da, potrivit legii cultelor, pe scurt, legea privind regimul, libertatea religioasă și regimul general al cultelor, martorii lui Jehova sunt unul dintre cele 18 culte recunoscute de statul român, cu aceleași drepturi ca toate celelalte. Da, și totuși, în anumite țări, dacă am înțeles într-o discuție anterioară, sunteți în ilegalitate. Da. Poți în prezent, pic aprofunda acest lucru? Da, exact. În prezent sunt în 33 de țări din lume, activitatea, religia martorilor lui Jehova este interzisă. Pe ce motiv? Că sigur vi s-a comunicat un motiv. Da. De obicei, așa cum s-a întâmplat poate și în România în timpul regimului comunist. Neutralitatea creștină a martorilor lui Jehova, care respectă statul, dar nici nu se implică, de exemplu, în campanii politice, nu fac parte din partide politice, nu le susțin, deci sunt neutri din acest punct de vedere, exact așa cum au fost creștinii din secolul I, sau își manifestă neutralitatea prin faptul că respectă ce a spus Iisus, nu scoate sabia, pentru că cine scoate sabia, de sabie va pieri. Așa cum creștinii în secolul I, când deveneau creștini,
dacă erau soldați, ieșeau din armată sau dacă deveneau creștini înainte, nu satisfăceau serviciul militar, tot la fel fac și martorii lui Iehova în prezent. Această poziție de neutralitate, uneori, e interpretată de autorități drept o atitudine de opoziție, de nesupunere față de stat. Neînțelegând acest aspect, iată că în unele state activitatea e scoasă în afară. Da, aceste state sunt cu preponderentă musulmane sau creștine, catolici, ortodoxe? E clar că în țările musulmane, pentru orice religie creștină este greu, nu doar pentru martorii lui Iehova, sunt și religii tradiționale creștine, majoritare, care înfruntă multe greutăți în statele musulmane. Nu e necesar să le nominalizăm. Dar în Europa? În Europa. Sunteți interziși în Europa, stat? Toate țările europene suntem recunoscuți. În ce privește Rusia însă, în Rusia de câțiva ani de zile, de când a intrat în vigoare acea lege împotriva extremismului, îndreptată de multe ori împotriva presei incomode, împotriva ONG-urilor incomode, acea lege a ajuns să fie utilizată și împotriva religiilor incomode. Astfel că martorii lui Iehova au început să fie considerați extremiști, închiși, condamnați la până la 8-10 ani de închisoare, uneori în colonii de muncă, până și persoane în vârstă de 70 sau 80 de ani. Au ajuns să fie, inclusiv femei, au ajuns să fie considerată extremistă, un pericol la adresa statului, adică puse pe picior de egalitate cu teroristul care, iată cum s-a întâmplat recent, intră într-un loc public și ucide o mulțime de oameni. Pe care colaborați cu statul, cum puteți fi asociați ca sau asimilați teroriștilor? Nu prea înțeleg. Da. Cred că nici voi nu înțelegeți. Să zicem că, cel puțin în Rusia, există o influență puternică asupra statului din partea religiei majoritare, care a determinat această... Ortodoxă, da. N-am vrut să care... spun. E o realitate. Care nu tot... doar... tot un fel de dictatură. Martorii lui Iehova au suportat și suportă acest tratament, sunt și alte religii creștine care, sau necreștine, care în Rusia nu mai pot activa și au fost categorisite extremiste. În schimb, în România ați spus că relația cu statul este în regulă, cu celelalte culte religioase, cu celelalte religii este în regulă, nu aveți nicio problemă. Dar totuși nu faceți armata, vă opuneți efectorii stagiului militar. De ce? Da. Motivele noastre sunt bazate în întregime pe îndrumările pe care le găsim în Scripturi. Toți știm că una dintre cele 10 porunci date de Dumnezeu Israelului era să nu ucizi. Mai târziu, în secolul I... Israelului care este în război. Da, exact. În care sunt cei mai mulți militari dacă, din procentual, exact. Dacă nu mă înșel. Totuși, Biblia spune că în secolul I, după uciderea lui Isus, Israelul și-a pierdut poziția de națiune aleasă, nu mai sunt poporul ales de Dumnezeu, așa că ceea ce fac nu are absolut nicio legătură nici cu Biblia, nici cu Dumnezeu. Există un alt popor ales de Dumnezeu sau... toate popoarele sunt în egalitate, creștinii. Deci favoarea, Biblia arată că favoarea lui Dumnezeu a trecut de la poporul Israel la creștini, care de data aceasta aveau să fie o credință globală. Din orice limbă, din orice națiune, din orice trib, orice popor, spune Biblia. Așa a și început în primele secole, apoi din anumite motive, se știe, istoria o consemnează, religia creștină s-a fracționat din ce în ce mai mult și astăzi, la nivel global, dacă nu mă înșel, sunt peste 10.000 de religii creștine. Majoritare sunt doar câteva, pe care le cunoaștem toți, dar foarte, foarte multe grupări minoritare. Martorii lui Iehova, la 8 milioane, 9 milioane aproximativ, nu sunt o religie majoritară, e clar, dar suntem răspândiți pe tot pământul și suntem foarte cunoscuți. Oriunde am fi, în orice țară ai merge, de exemplu, ca turist mergi undeva în lume, e imposibil aproape să nu vezi acele cărucioare cu literatură
pe la colțurile străzilor, a intersecțiilor care ne aglomerate. întâlnim și noi. Exact. Chiar în preambulul acestei emisiuni am spus că cine sunt acești oameni. Mulți își spun această întrebare. Vom reveni și la acest lucru și vom reveni să aprofundăm și referitor la stadiul militar, dar va trebui să luăm o mică pauză dedicată sponsorului nostru. Sigur. Să revenim la armata obligatorie pe care, de fapt, la stagiul militar, pe care nu îl efectuați. Ați început o explicație. Ce faceți în țările în care este obligatoriu? Cum vă sustrageți? Martorii Lehova nu se sustrag. Dacă este obligatorie prezentarea la centrele de recrutare, așa cum a fost și în România, de exemplu, în regimul comunist, martorii Lehova se duc acolo și își afirmă poziția de neutralitate. În unele țări există un serviciu alternativ, un serviciu utilitar alternativ și statele permit ca în locul efectuării stagiului militar acei tineri care ar fi trebuit recrutați să efectueze un stagiu echivalent sau uneori chiar dublu făcând anumite servicii publice. Am pomenit de Israel. În Israel există acest stagiu alternativ? Pentru că acolo e obligatoriu stagiul militar. N-aș ști să spun. Nu știu. Nu știu cum e situația în Israel. Știu că în România există o lege a serviciului utilitar alternativ, dar de când România a aderat la NATO, serviciul militar nu mai este obligatoriu și atunci această prevedere se aplică tuturor, nu doar martorilor lui Jehova. Oricum, revenind la serviciul militar, pe lângă ceea ce am spus mai devreme, nu? Porunca să nu ucizi, Iisus a spus bagă sabia în teacă, pentru că cine scoate sabia de sabie va pieri. Istoria creștinismului din primele trei secole confirmă faptul că, așa cum am spus, atunci creștinii au avut o poziție clară de neutralitate. Dar situația s-a schimbat în secolul al IV-lea și am aici un citat din istoria conciliilor creștine, o lucrare catolică, și aici se spune că sinodul de la Arles, ținut în 314 era noastră, a stabilit obligația creștinilor de a sluji în război, deoarece biserica era în relații de pace cu statul, sub un prinț care era binevoitor cu creștinii. 100 de ani mai târziu, cunoscutul teolog, considerat un părinte al bisericii, Augustin, a spus să nu credeți că soldații care iau parte la război nu pot fi acceptați de Dumnezeu. În timp ce alții se roagă pentru voi luptând cu dușmani invizibili, voi mergeți la război pentru ei, luptând literalmente cu barbarii. Așadar, istoric vorbind, aceasta este justificarea pe baza căreia bisericile creștine au început să se implice în război. Faptul că, dintr-o dată, autoritățile au devenit favorabile, pentru că, știm, creștinismul a devenit religie de stat în Imperiul Roman, în secolul al IV-lea era noastră. Până atunci, fiind prigonită în diverse perioade. Practic, sunteți împotriva vărsării de sânge, e clar, dar, în schimb, sunteți și împotriva transfuziei de sânge. De ce? Cum vă explicați și dacă considerați că este o treabă morală acest lucru? Pentru că transfuzia de sânge poate salva vieți. Acesta este, ca să spunem așa, un mit care s-a format
de-a lungul timpului. De exemplu, când ne uităm în istorie, încercări de transfuzare a sângelui au apărut și cu câteva secole în urmă, dar practica în sine s-a generalizat în timpul celui de-al doilea război mondial, când pe front li s-a administrat foarte mult sânge. A evoluat tehnica medicală, sângele. Logic. Da, la începutul secolului al 20-lea au fost descoperite și cele trei grupe, A, B și 0, principale. Medicii au înțeles puțin mai bine incompatibilitatea din anumite împrejurări. Dar după ce s-a terminat al doilea război mondial, companiile care se specializaseră, făcuseră deja un adevărat lanț comercial, ca să spunem așa, în ce privește colectarea, stocarea și punerea la dispoziție către spitale a sângelui, au continuat să ofere spitalelor stocurile pe care le au la dispoziție și aceste servicii, continuând cu sloganul sângele salvează vieți. Astfel că medicii spun, fără să fie făcute niște cercetări, niște studii aprofundate pe baza folosirii acestui tratament, el a devenit universal acceptat. Între timp însă, de exemplu, acesta e un detaliu pe care probabil că puțin oameni îl cunosc și pentru că nu e promovat suficient, în ultimii 20-30 de ani, la nivel internațional, în marile universități medicale, au fost puse la punct niște tehnici alternative, pentru că s-a constatat că administrarea de sânge prezintă foarte multe riscuri. Există un sistem de hemovigilență, de exemplu, care în fiecare an constată câte cazuri de reacții adverse grave au loc în urma transfuziilor. Și în 2022 în România au fost în jur de 200 și ceva de reacții adverse grave, care nu sunt imputabile spitalelor, în sensul că s-au respectat toate protocoalele de siguranță, însă a fost o incompatibilitate, ca să spunem așa, între pacientul care a primit sânge și sângele care i-a fost administrat. Bun, dar dacă nu mă înșel, acest procent este relativ redus față de procentul celor care au fost salvați datorită transfuziei de sânge. Specialiștii în acest domeniu spun că practic, la ora actuală, nu există operație gravă, inclusiv operații pe cord deschis, transplant de cord, chiar la persoane în vârstă sau la pacienți foarte tineri, care să nu poată fi făcute fără transfuzie de sânge. Există anumite tehnici alternative, o tehnică mai meticuloasă din partea medicilor, anumite dispozitive care sunt folosite pentru conservarea sângelui. De exemplu, există un aparat numit Cell Saver care colectează din câmpul operator sângele pacientului. Exact, da. Exact, da. Îl filtrează și îl reintroduce în circuit. În ce privește traumatismele grave, în cazul cărora, poate în urma unui accident, cineva suferă un accident grav, ajunge la spital, a pierdut foarte mult sânge și protocolul pretinde administrarea de sânge. Nimeni nu poate garanta că administrarea de sânge salvează viața dacă traumatismele sunt incompatibile cu viața, așa cum se spune în domeniul medical. Și de obicei așa se întâmplă. Administrarea de sânge în sine, care e un organ străin corpului și pe care instinctiv corpul nu-l acceptă, pentru că trebuie sistemul imunitar într-o anumită măsură să fie suprimat pentru ca să nu respingă aceste transfuzii, așadar, administrarea de sânge în astfel de situații poate doar să adauge la traumatismul asupra pacientului. Sigur, există cazuri și cazuri. Deci deci este un mit. Nu sunteți chiar împotriva transfuziei, ci în anumite condiții? Motivul sau... principal, totuși, e adevărat că am vorbit puțin despre aceste tehnici alternative, da. Dar motivul principal pentru care martorii lui Jehova nu acceptă transfuzie de sânge nu este acesta. Faptul că medicii după zeci de ani au confirmat că transfuziile prezintă riscuri și alternativele sunt standardul de aur, se numește în prezent în medicină, medicina fără sânge, este altceva. Nu face decât să confirme că ceea ce spune Biblia
este întemeiat, deoarece Creatorul nostru știe mai bine cum ne-a creat. Ori Biblia conține o îndrumare în acest sens. De-a lungul timpului, Dumnezeu a transmis omenirii punctul său de vedere în această privință. Lui Noe, după ce a ieșit din arcă, i-a spus să nu mănânce sânge, carne cu sânge, pentru că este viața animalului respectiv. Nu i-au fost date detalii lui Noe în privința asta. Mai târziu, când a fost înființată națiunea Israel, s-a dat legea lui Moise, Dumnezeu le-a precizat și motivul. A spus că sângele le-a fost dat doar ca să-l pună pe altar, ca răscumpărare, prefigurând sângele pe care urma să-l dea Iisus Hristos în viitor pentru omenire. Așadar, Dumnezeu a restricționat folosirea sângelui pentru că e un simbol al vieții care vine doar de la el. Creștinii în secolul I, când au analizat ce prevederi din legea mozaică trebuie păstrate de creștini în continuare, au ajuns la concluzia că sunt doar 4. Printre ele era și aceasta, să vă abțineți de la sânge. Au spus și e consemnat în Biblie această îndrumare. Pe baza acestei îndrumări, martorii lui Iehova, când această practică a transfuziei s-a generalizat, a ajuns la concluzia că a te abține de la sânge presupune și a nu permite folosirea acestuia în scop medical. Nefiind o diferență covârșitoare între a-ți administra sânge în sistem intravenos sau a-l consuma împreună cu un aliment. Aceasta e poziția noastră, nu e cu sigur, adică toate sunt celelalte religii creștine. Sunt convins că au fost cazuri în care colegi martori de dumneavoastră au ajuns într-o situație critică și doctorii au spus: domnule, e nevoie de transfuzie de sânge pentru a-i salva viața. Cum s-a procedat în acel caz, să zic? Au fost cazuri, sunt convins. Da, sigur că da, sigur, cum să nu. Decizia îi aparține fiecărui martor al lui Iehova, pentru că relația pe care o are omul cu Creatorul său este personală, e individuală. Nimeni nu are dreptul să stăpânească. Da, au fost care au refuzat și au preferat și au și murit din cauza că au refuzat. Respecte porunca biblică, da, și așa cum am spus, și-au pierdut viața nu pentru că n-au primit sânge, ci pentru că au suferit un traumatism care a fost incompatibil cu viața. Sau pentru că afecțiunea pe care o aveau a fost de așa natură încât viața oricum nu le-ar fi fost salvată. De fapt, deci opinia doctorului a fost alta, că dacă ar fi primit sânge, ar fi fost salvat. Da. Deci este o contradicție de opinie. Acum, în privința aceasta, probabil că nefiind un medic de față, noi doi nefiind medici, nu știu dacă... Da, nu putem aprofunda să intrăm exact în tehnică, exact, corect. Pentru că medicii care ne vor privi vor spune... Bun, dar oricum, din ceea ce am înțeles, nu este totuși o strictețe de asta, ca să zic, dus așa până la limite maxime. Deci omul decide totuși în e final. E o decizie personală, așa cum în nicio altă privință, ca instituție, dacă vrem, ca religie, martorii lui Iehova nu au dreptul să-și impună voința asupra cuiva. Atunci când cineva alege să devină un martor al lui Iehova, o face în urma unui studiu aprofundat al Bibliei, care în cazul unora a durat poate 5 sau 10 ani, până când a înțeles și a acceptat tot ceea ce martorii consideră că este adevărat potrivit Bibliei. În momentul acela, persoana cere să devină un martor al lui Iehova și dacă inclusiv modul de viață și modul în care gândește corespunde scripturilor, îi se permite să facă botezul. Așadar, e o decizie personală, o alegere personală, în cunoștință de cauză, cu privire la toate aspectele, inclusiv acesta. Care, dacă am văzut tot în zona aceasta, referitor la situația avorturilor, se știe că recent Franța a introdus în Constituție dreptul femeilor de a avorta, de a decide. Care este poziția voastră, martorului Iehova? Da. Bună întrebare. În Israelul antic exista o lege, în legea lui Moise. Dacă doi bărbați se băteau și loveau din greșeală o femeie însărcinată,
iar femeia își pierdea copilul sau muria ea, omul acela sau amândoi trebuiau să fie omorâți. Se considera că, pentru că era legea să dai viață pentru viață. Așadar, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, copilul nenăscut era o viață, în formă incipientă, e adevărat, dar o viață care trebuia să se nască. Din acest motiv, martorii lui Iehova consideră inacceptabil avortul, chiar atunci când este recomandat de medici. Eu știu, poate se spune că pune în pericol viața mamei, dar aceea este o decizie personală a mamei și a soțului. Da, dar, dacă, dar de bună voie, nicio martor al lui Iehova nu va alege să întrerupă viața copilului său nenăscut, deoarece este o viață care trebuie să vină în existență. Da, respectați decizia celorlalți, pentru că la începutul discuției i-ați spus că aceste legi sunt date de fapt de conducători și a spus că respectați deciziile conducătorilor. Deci nu sunteți de acord, dar atât. Da, dar nici în țările în care, de exemplu, avortul este inclus în Constituție, este inclus ca un drept, nu ca o obligație. În sensul că cine dorește, dacă vrea, poate are dreptul să primească acest serviciu medical, cum este numit. A fost țări în care era și obligație, nu? China, dacă nu mă înșel. Da, acolo sunt... China populară. Da, sunt alte situații. Care s-a scos după câte am trecut de acolo. Într-o astfel de situație intervine simplu principiul lui Hristos. Dați cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Când Dumnezeu spune asta este o crimă și eu voi cere viața celui care a luat viața aceea pentru că nu avea dreptul să o ia, atunci, indiferent de poziția autorităților, a cezarului, creștinul va asculta de Dumnezeu pentru că el este autoritatea supremă. Cezarul nu are dreptul să treacă peste ceea ce creatorul care este deasupra a stabilit. Alte controverse s-au iscat în ultimul timp despre relațiile între cuplurile gay, despre căsătoriile gay care cu aceste controverse cum trec ani din ce în ce cresc în intensitate. Părerile sunt foarte împărțite. Cei care sunt pro spun că aceste relații au existat încă din perioada înainte de Hristos, da, și unii spun că ar trebui să existe, în general, biserica, majoritatea cultului religioasă, interzic aceste relații. Care este punctul nostru de vedere? La fel ca în toate celelalte privințe, noi urmăm îndrumarea pe care o dă Biblia. Și Iisus Hristos a spus foarte clar, la început Dumnezeu a făcut bărbatul și femeia. Deci, din punct de vedere al Bibliei, familia este alcătuită dintr-un bărbat și o femeie. În Israelul antic nu se permitea ca cineva să întrețină relații de acest fel. Acum, noi nu, chiar dacă noi personal, la nivel individual, nu vom practica acest tip de viață alternativă, cum este denumită în prezent, noi nici nu exercităm presiuni de vreun fel asupra celor care fac o astfel de alegere. Recunoaștem că, fiind înzestrați cu liber arbitru, cu conștiință, cu rațiune, orice om are dreptul să aleagă în ce-l privește, modul în care să trăiască, să gândească pe plan religios, iată pe planul relațiilor sexuale sau în orice altă privință. Acceptați cuplul gay în cultul dumneavoastră? Să zic că oamenii sunt credincioși, cred în doctrină, cred în Biblia, această Biblie și vor să vină la martorul Iehova. Ce faceți cu ei? Da. Vor să se îndrepte către Dumnezeu, dar ei sunt un cuplu gay. Ce faceți? Cum procedați? Dacă cineva dorește să afle mai multe despre Dumnezeu din Biblie, noi cu mare drag studiem Biblia cu oricine, indiferent cine ar fi. Indiferent cine ar fi. Și în cadrul acestui studiu biblic, în mod inevitabil, discutăm despre toate aspectele care definesc conduita unui creștin. În momentul în care cineva este dispus să accepte îndrumarea lui Dumnezeu, cerința lui Dumnezeu și să-și schimbe viața, să-și transforme viața, cum spune Biblia,
poate să devină un martor al lui Iehova. Dacă nu, atunci nu poate să devină un creștin. Pentru că nici în secolul I nimeni care a făcut o astfel de alegere nu putea să devină un creștin. Așadar, noi le respectăm alegerile, dar martorii lui Iehova pot deveni doar cei care acceptă să trăiască în conformitate cu altele norme morale ale Bibliei. Deci nu există în această mare comunitate de 8,8 milioane de martori Iehova, cupluri gay, ca nu, să fie și... Nu, nu există. Nu există. Mai luăm o scurtă pauză pentru sponsorul nostru și vom reveni. Ești în căutare de pungi și plase? Ai ajuns în locul potrivit! Suntem magazin pungi.ro și avem diverse sortimente, dimensiuni și culori. Revin la despre ce am vorbit la începutul emisiunii, despre cum vă faceți prozeliți, umblați practic din poartă în poartă, încercați să convingeți oamenii, cum ați spomenit, pe stradă cu căruciorul acela cu pliante, cum reușiți să convingeți oamenii, lumea, că ceea ce scrie în această Biblie este adevărul istoric și cum îi faceți să vină către voi? Da. Predicarea Evangheliei, a veștii bune despre Dumnezeu și despre Hristos, este o datorie a oricărui creștin. Așa au fost cunoscuți creștinii încă din secolul I. De fapt, Evanghelia după Luca consemnează ceea ce a spus Iisus Hristos la un moment dat. El a zis, trebuie să anunț și în alte orașe vestea bună despre regatul lui Dumnezeu, căci pentru aceasta am fost trimis. Înainte de a se întoarce la cer, el a spus două lucruri care vizează poziția creștinilor. El a spus la un moment dat, a rostit niște profeții care aveau să identifice în viitor o perioadă numită zilele din urmă ale acestui sistem. El a vorbit despre multe semne, printre care a spus așa, această veste bună despre regat va fi predicată pe tot pământul locuit ca mărturie pentru toate națiunile și atunci va veni sfârșitul. Întrucât nu a venit sfârșitul, creștinii sunt în continuare sub această obligație. Iar el a spus chiar înainte de a se înălța la cer, în fața peste 500 de persoane, a zis, duceți-vă, faceți discipoli din oamenii tuturor națiunilor, învățându-i tot ce v-am poruncit eu și botezați în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfânt. Și a spus, eu sunt cu voi până la încheierea sistemului. Din nou, pentru că nu s-a sfârșit acest sistem, creștinii, toți creștinii, se află sub această obligație de a predica vestea bună, de a evangheliza. Și are și efecte? Sunt oameni care ați reușit să îi atrageți prin aceste discuții, prin acest mod de promovare? Noi nu urmărim să îi atragem pe oameni. Așa cum a spus Iisus Hristos, în primul rând, această predicare are rolul de a sluji drept mărturie. Oamenii au dreptul să fie informați despre ceea ce se va întâmpla în viitorul apropiat, pentru ca să poată lua o decizie în cunoștință de cauză. Dacă cineva este curios, dorește să știe mai multe, noi încercăm să-i explicăm ceea ce am înțeles din Biblie și noi considerăm că este adevărat. Dacă cineva, așa cum am spus, acceptă, se convinge singur că ceea ce îi se spune pe baza Bibliei este un adevăr și alege să trăiască în conformitate cu aceste precepte biblice, poate să devină un martor al lui Iehova. Însă doar un mic procent dintre cei care studiază Biblia cu noi devin în cele din urmă martorii lui Iehova. Se conduc foarte multe studii la nivel global. De-a lungul anilor, milioane, zeci de milioane de oameni au studiat cu martorii lui Iehova, dar un număr mic, relativ mic, au decis în cunoștință de cauză să devină martori. Așadar, succesul nostru nu constă, nu știu dacă e termenul cel mai potrivit, dar împlinirea misiunii creștine nu constă în numărul de persoane care aleg să devină creștini, ci în faptul că această activitate este cunoscută. Ca efect, da,
efecte foarte benefice. Sunt foarte mulți oameni care au fost, de exemplu, victime ale viciilor. Cunosc personal persoane care s-au drogat în trecut, care poate aveau patima beției, erau alcoolici, trăiau în imoralitate sau erau sclavii pornografiei și așa mai departe. Studiind Biblia, au renunțat la tot ceea ce era necurat, impur, pe plan moral. Normal că viața lor s-a îmbunătățit. Eu însumi pot să spun, sunt căsătorit de peste 20 de ani, pe mine și pe soția mea, respectarea normelor din Biblie cu privire la rolul soțului, rolul soției, ne-a ajutat foarte mult. Și mulți colegi de-ai noștri pot să depună o mărturie clară în această privință. Viața ni s-a îmbunătățit din momentul în care am aplicat principiile Bibliei. Cum reacționați în fața reacțiilor negativiste ale anumitor oameni? Sigur că niciunea dintre noi nu-i place să fie tratat într-un mod nepoliticos, ca să nu spunem mai mult. Sigur că nu suntem încântați când se întâmplă așa, dar recunoaștem că oamenii au dreptul la această poziție. De fapt, chiar ceea ce vreau să spun mai devreme, acea declarație, cred că în acest context se potrivește mult, mult mai bine. Era vorba de carte intitulată Prietenii lui Voltaire. Și scriitoarea a imaginat o discuție între anumite personaje cu Voltaire și la un moment dat a apărut această declarație. Nu sunt de acord cu tine, dar voi lupta până la moarte ca să ai dreptul să te exprimi. Și foarte mulți au spus că această declarație, tradusă așa sau puțin diferit, este o esență a libertății de exprimare. Alții au numit-o o esență a democrației. Adică ai dreptul la opinia ta. Tot la fel e și pe plan religios. Când cineva respinge, ne respinge, poate chiar într-un mod lipsit de amabilitate, de politețe, noi recunoaștem că are dreptul să o facă. Are dreptul să nu fie de acord cu noi. Cu ce contribuiți la dezvoltarea societății? Ajutați, eu știu, la construirea de școli, de spitale, ați spus că sunteți bine ancorați în societatea românească. Ne referim acum la Martorii lui Iehova din România. Ce faceți pentru societate, concret? Da. Principala contribuție a martorilor lui Iehova în calitate de creștin la bunăstarea societății în care trăiesc, a țării în care trăiesc, este pe plan educațional. Această instruire biblică, așa cum am spus, ridică nivelul de viață al celor care țin cont de ceea ce spune Biblia. Acesta e un mare ajutor, pentru că știm cu toții, sunt mulți care merg la tot felul de cursuri, plătesc bani grei ca să învețe să fie soții mai bune, în ce alte cursuri de dezvoltare personală și așa mai departe. Însă noi oferim această posibilitate în mod gratuit. În plus, site-ul nostru, jw.org, e un site unic în lume, este înscris în Cartea Recordurilor, oferă materiale gratuite în 1080 de limbi și numărul acestora crește constant. Uneori, aceste limbi sunt vorbite doar de câteva sute de persoane de undeva, dintr-un colț al lumii. Niște triburi, să spunem. Exact. Au fost situații în care martorii lui Iehova au inventat alfabetul în țara respectivă sau pentru limba respectivă, pentru că nu exista la acea vreme. În plus, în foarte multe țări, zeci de țări defavorizate, cu un nivel de dezvoltare redus, martorii lui Iehova au desfășurat cursuri de alfabetizare. Sute de mii de oameni au fost ajutați să învețe să scrie și să citească. Puțin dintre ei au devenit martori, dar viața lor s-a îmbunătățit în această privință. Când se întâmplă un dezastru natural, martorii lui Iehova, la nivel global, au pus la punct un program foarte bine organizat de intervenție rapidă. De exemplu, un caz foarte interesant în Venezuela. Decenul trecut, 2010-2020, știm că a fost o criză socială cumplită acolo, foamete, tâlhării și așa mai departe. Câteva zeci de mii de martori ale Iehova s-au refugiat în țările învecinate, dar peste 60 de mii au rămas acolo. Au fost înființate 60 de comitete de ajutorare și în fiecare lună martorii lui Iehova au donat din țările celelalte, au donat sute de tone de alimente și de îmbrăcăminte, lucruri de strictă necesitate,
pentru frații lor din acea țară. În plus, guvernul a apelat la martorii lui Jehova și i-a rugat să folosească aceste lăcașuri de cult. Au fost folosite 80 de lăcașuri de cult drept centre de distribuire în cadrul programelor sociale, pentru că au avut încredere că ceea ce primesc din partea statului va ajunge la cine trebuie și nu în alte... În altă morți. Din păcate, timpul nostru se apropie încet, încet de final. Ați pomenit de aceste lăcașuri. Ne aflăm în Casa Regatului din Vladimirescu, în momentul de față. Arată foarte bine. Aveți multe lăcașuri de acest fel, ale cui sunt și cum vă finanțați? Cine le finanțează? Tot ceea ce fac martorii lui Jehova la nivel global este susținut pe baza de donații. Noi nu desfășurăm activități comerciale în nicio țară. Adică așadar, nu sunteți cu 10 ala ca și alte culte religioase? Nu. La fel ca în secolul I, cum făceau creștinii din secolul I, cine dorește, dacă vrea, poate să facă o donație. De exemplu, în toate lăcașurile de cult există o cutie de donații în care cineva, în mod discret, confidențial, poate să doneze cât dorește. Și sunt și persoane juridice care donează sume mai mari de bani, care da, în funcție de posibilități. Exact. Și se aplică și prevederea legală cu privire la direcționarea 2% din impozitul pe venit, în cazul persoanelor fizice, 3,5%. Deci, practic, vă autogospodăriți din, deci, numai din donații, nu există alte surse. Exact. Cine exact sunt totuși conducătorii voștri? Potrivit Bibliei, un creștin are un singur conducător, Iisus Hristos. El însuși a spus când a fost pe pământ să nu numim pe nimeni conducătorul nostru, pentru că El este Hristosul. Cine vă organizează? Da. Exact ca în secolul I, există un grup de creștini, de bărbați, care coordonează activitatea la nivel global. Așa a fost și în secolul I, așa e și acum. În prezent, la sediul nostru mondial din Statele Unite, există un grup de astfel de bărbați competenți, cu experiență pe plan, pe domeniul spiritual, care coordonează această activitate deci, la nivel un fel de global. Coordonatori. Exact. Nu da. Sunt pastori, nu sunt preoți, nu, deci cu tot altceva. Și toți ne numim frate și soră. Dacă ne-am întâlnit cu unul dintre ei, indiferent cine am fi, am spune pe frate, ar vorbi cu noi ca oricine altcineva. Nu li se acordă o onoare specială. Sunt frați, pur și simplu, la fel ca oricare. Pe picior de egalitate. Acum, de egalitate. La final, din păcate, da, timpul a zburat foarte repede, pentru că informația a fost foarte interesantă. Dacă dorești un scurt mesaj către oameni, către cei care că nu vă cunosc bine, un scurt mesaj te rog să transmiți. Da. Martorii lui Jehova sunt creștini. Așadar, dacă cineva dorește să cunoască mai multe lucruri despre noi, este dispus și are posibilitatea să facă acest lucru, de exemplu, abordându-i pe cei care sunt pe stradă la aceste cărucioare. Niciodată un martor al lui Jehova nu va exercita o presiune asupra cuiva pentru a adopta aceste convingeri, pentru că noi considerăm, așa cum am spus, că fiecare om are dreptul de a alege în cunoștință de cauză ceea ce să creadă. Noi sperăm că vă va face plăcere ceea ce veți afla de la noi și de pe site-ul nostru www.jw.org. Mulțumesc! Mulțumesc și eu pentru această ocazie! Mulțumesc domnului Marius Ispas pentru informațiile foarte interesante, pe care desigur foarte mulțumesc și tu până acum. Și până la următoarea revedere, vă salut și toate cele bune!